Dacă va fi nevoie, noi avem înțelegerea cu deci conducerea băncii, agro de trecere pe cupăriere, la întrare și ieșire, a cuțului de călători, plan de special pentru această perioadă de timp. La fel și noi, poliția de frontieră, am întreprins măsurile necesare, am elaborat pe internul dispoziție, mai am stabilit acela un ritm de activitate în perioada sărbătorilor pascale. A fost suplinit numărul de personal, suntem pregătiți, sunt pregătite și echipe speciale cu echipament portativ de citire a documentelor de călătorie. A fost evaluat acel flux de persoane care au traversat frontiera în perioada sărbătorilor pascale. Au fost identificate cele mai solicitate puncte de trecere, astfel încât anul ăsta am venit cu măsuri care ar fluidiza și ar permite traversarea în condiții minime și perioade scurte de timp a frontierei de stat. A fost suplinit numărul de inspectori, numărul de polițiști de frontieră, au fost create grupe speciale care vor interveni în caz necesitate cu acel echipament portativ de citire a documentelor de călătorie. Este în permanență monitorizat fluxul de persoane, fluxul de mijloace de transport, astfel încât să putem redirecționa acele resurse, forțe pe care le avem, pentru punctele de trecere cele mai solicitate.